Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Meeting mare al sindicaliștilor din educație ieri la București, a văzut probabil în Piața Victoriei. Asta e, greva continuă, încă nu s-a ajuns la nicio concluzie. Protestatarii au făcut după aceea și un marș până la Cotroceni, unde au cerut să vorbească cu domnul președinte Iohannis. Ce și... a fost în capul lor? Băi, au reușit, adică au reușit? Au așteptat un timp, știi că a fost și un pic de suspans. Adică era marș, s-au dus acolo și știrile transmiteau că de la Cotroceni nu li s-a dat deocamdată niciun răspuns. Probabil că era încă în perioada de snuz. Sau... Da. Auzi, de la Cotroceni te duci și bați la ușă sau e afișul ăla mare cu ies eu din când în când? Nu cred că nu mai e afișul ăla. Nu mai e afișul. S-a terminat. Da? Domnul președinte Băsescu mai ieșea din când în când. Mai țineți minte cum ieșea el și se certa cu toți greviștii și protestatarii care treceau pe acolo? Un timp, mă rog, în fin. Da. Dar după un timp, domnul președinte i-a primit înăuntru. Nu pe toți, ci o delegație, înțeleg. El ținut în picioare? Nu, cred că n-am văzut, dar înțeleg că i-a primit frumos, le-a fi dat și o cafea, ceva, au avut loc discuții, un par cu apă. Da, crezi? Și presa scrie că domnul președinte în cele din urmă a zis că el e de acord să crească salariile profesorilor. Normal. Nu de alta, că mai are un an până se întoarce. Da, și e postul ăla de profesor pe care îl păstrează la Bruckenthal și se gândește și dânsul. Întotdeauna s-a gândit la viitor, domnul președinte, și se gândește la viitor și așa. Deci, dar s-a oferit să garanteze un acord politic pentru mărirea salariilor profesorilor. Adică să zică partidele vă mărim salariile și dânsul să spună și eu zic că partidele vă măresc salariile și pe cuvântul nostru de onoare jurăm pe roșu. Chestie care s-a mai făcut și înainte. Adică au mai fost acorduri de-astea politice de mai multe ori până acum, care nu au fost respectate. Dar le-a oferit din nou posibilitatea să garanteze un acord politic care poate o să fie respectat, poate nu o să fie. Nu știm. Adică o să fie respectat cât se poate. Dar totalmente derutant, potrivit că aici m-am oprit, totalmente, am citit și eu știrile, și potrivit unor surse citate de foarte bine informată publicație edupedu.ro, de obicei, domnul Iohannis le-ar fi cerut sindicaliștilor, acum citez, să calmeze greviștii și să pună o muzică veselă în fundal atunci când aceștia comunică. Repet, de ce? Da, le-ar fi spus domnul Iohannis greviștilor să fie, adică să mai calmeze, că e multă nervozitate, că oamenii spun că mor de foame și vor salarii, și multă nervozitate și când comunică să pună, așa zice Dupedu, o muzică veselă. Gen... Poate asta? Adică... E o variantă. Un protest cu... Poate că ar fi mai vesel? Sau poate dacă nu... Poate domnul Iohannis, având în vedere... Poate a sugerat asta? Da. Altfel se desfășoară un protest pe Iodale. Da, mă, eu și văd. Cu domnul Iohannis? Da, îl vezi când aude piesa asta, dacă s-a trezit în dimineața asta, ceea ce e puțin probabil. Băi, Spielhosen. Spielhosen. O pălăriuță de-aia pe vârf, cu capul. Da, altfel, vă spun, e mai pe seara m-a auzit-o pe domnișoară care a fost la discuțiile respective cu președintele. Așa. Ariana Dudună, președinta Asociației Elevilor din Constanța. A intrat prin telefon la Digi24, a dat diverse explicații. Și a fost întrebată ce e și cu recomandarea asta, cu muzica veselă. Și dânsa a tăcut, după care a spus că nu dorește să comenteze deloc, deloc. Și oamenii au intervenit. Cum adică nu vreți să... Spuneți-ne dacă e adevărat sau nu. Și a zis că nu vrea să facă niciun comentariu referitor la acest subiect. Ceea ce pentru mine, adică ce înseamnă asta... A amenințat-o. Da. Eu cred că au fost divergențe pe ce înseamnă vesel. Gusturile muzicale nu se discută. Crezi că domnul președinte ascultă Ace of Base? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.